Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la cel de-al doilea meci pe care îl susține echipa noastră, Universitatea Alexandria, gazda campionatului național de fotbal feminin în sală, Under 15. În pauza pe care am făcut-o noi, s-a mai desfășurat unul dintre meciurile programate pentru această primă zi a zonei de sud. Un meci interesant, un meci strâns și el, cu contestări ale victoriei. Și-au disputat punctele Viitorul Buzău și Real Craiova. S-a impus până la urmă la limită scorul 2-1 pentru Viitorul Buzău. Golul victoriei pentru Viitorul Buzău fiind aprig contestat de oficialii echipei din Craiova. Echipa Craiova care trebuie acum rapid să-și refacă forțele, să se concentreze, să se mobilizeze, pentru că vor avea în față o echipă gazdă, Universitatea Alexandria, care este hotărâtă să-și adjudece victoria în cel de-al doilea meci al competiției asta, după ce în primul meci, meciul deschiderii, a făcut 0-0 contra fetelor de la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște. Au intrat pe teren cele două echipe, dragi prieteni. Să începem să vă mai spunem care este componența formației vizitatoare Real Craiova, echipă care, vă spuneam, a pierdut primul meci disputat aici în sala sportului din Alexandria. Adriana Ionela Enache, numărul 1, 20, Ana Maria Diana Ioniț, Oana Otilia Manolescu, 7, 8, Genoveva Teodora Roșie, 6, Nicoleta Mădălina Dobre, 7, Alexandra Marinela Fiertu, 15, Corina Mihaela Groza, 18, Coralia Pan. Sunt jucătoarele care vor intra acum pe teren aici în sala sportului din Alexandria, încercând să-și recupereze punctele pierdute contra celor de la Viitorul Buzău. Să le ținem însă pumnii fetelor noastre de la Universitatea Alexandria. Vă spuneam, în primul meci de deschidere au remizat scoral 0-0 contra fetelor din Târgoviște de la Clubul Sportiv Școlar. Da, ne pregătim de începutul meciului. Am avut lovitura de începere, fetele noastre în același echipament preponderent alb, tricouri preponderent albe, shorturi roșii, jambiere roșii. De cealaltă parte, atacând de la dreapta la stânga în această primă repriză, în echipamentul clasic al formației de Liga 1 din Italia, Palermo, roz, tricou roz cu negru, shorturi negre, jambiere negre. Nu mai este timp însă pentru descrierea tricourilor, pentru că Universitatea Alexandria a reușit o rapidă redeschidere de scor 1-0, așadar pentru formația gazdă. Universitatea Alexandria se bucură. Iulia Săvescu a reușit să puncteze rapid. Nu și-au revenit încă după înfrângerea contra celor de la Viitorul Buzău, se pare. Jucătoarele din Craiova au început foarte prost și această partidă. Numai bine pentru Universitatea Alexandria, care reușește să ia un avans rapid în deschiderea primei reprize. 1-0 așadar pentru formația noastră. A înscris jucătoarea cu numărul 10, cu instinct de killer, am putea zice, Iulia Săvescu, jucătoarea cu numărul 10, Petricou. Avem în continuare posesie. Andreea Nica acum luptă în marginea terenului, păstrează mingea în teren, pasează bine Iulia Săvescu. Jderu, Patricia Jderu s-a aflat acolo într-o situație de 1-1 cu portărița celor din Craiova, însă a iertat-o de data aceasta pe goalkeepera formației Real Craiova. A început foarte bine Universitatea Alexandria acest al doilea meci din grupa de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală. Să le vedem acum pe craiovence, care încearcă și ele să dea o replică pe măsură forcing-ului de început al formației din Alexandria. Jucătoarea cu numărul 6 a fost acum la bolon, Nicoleta Mădălina Dobre. Să vedem cine execută de la margine. Genoveva Teodora Roșie se pregătește să repună de la margine în careul de 6 metri. Nicio emoție pentru Diana Roșu, portărița noastră, care a avut o prestație foarte bună în meciul de debut. A fost ajutată și de noroc. Așa este în sport, dacă nu ai acel strop de noroc, totul se poate nărui. Andreea Nica, foarte bine lansată de Diana Roșu, a căutat acolo pe Patricia Jderu. Au intervenit foarte bine jucătoarele de la Real Craiova. Avem însă în continuare posesie, lovitură de la colțul terenului. Să vedem acum pe Cristina Spătariu,
Da, slab, anemic, nu s-a concentrat jucătoarea din Alexandria. Rămânem în continuare în posesia. Cristina Spatariu, scurt până la Iulia Săvescu, autoarea golului, Andreea Nica, mingea larg, Patricia Jderu se luptă acolo între două jucătoare, până la urmă pierde posesia, dar alexandrencele nu le dau nicio șansă jucătoarelor din Craiova. Andreea Nica a încercat acolo să rupă blocajul format, făcut de Ana Maria Diana Ioniță, capitanul formației vizitatoare de la Real Craiova. Aceeași Diana Ioniță a repus de la margine, nicio problemă pentru fetele noastre, recuperăm rapid. Andreea Nica aproape să ajungă mingea la autoarea golului, Iulia Săvescu nu a mai putut relua spre poartă. Protejează bine acolo Gabriela Genescu în tușă și vom avea repunele de la margine. Gabriela Genescu repune până la Iulia Săvescu, combină frumos cu Andreea Nică, trece Andreea Nică în primă instanță, mingea se ducea către Patricia Jderu, care a repus repede de la margine, a fost un șut spre poartă al Iuliei Săvescu, foarte multă poftă de joc arătat de Iulia Săvescu în acest debut al partidei a doua pe care Universitatea Alexandria o dispută în competiție. Este tot timpul în mijlocul acțiunilor desfășurate de alexandrence. Mingea acum pentru Real Craiova, o repunere de la margine, face pressing acolo Patricia Jderu, recuperăm rapid prin aceeași Iulia Săvescu, Patricia Jderu, încercare de 1-2, Iulia Săvescu, reluare extraordinară, 2-0 pentru Universitatea Alexandriei, dragi prieteni, aceeași Iulia Săvescu, vă spuneam că arată O poftă de joc teribilă, jucătoarea cu numărul 10 de la Universitatea Alexandria le-a executat deja în primele minute ale primei reprize ale partidei contra celor de la Real Craiova, de două ori pe craiovence, debustolate, total prăbușite jucătoarele din Craiova, au pierdut și primul meci, strâns cei drept contra viitorului din Buzău. Dar Universitatea Alexandria nu le dă nicio șansă în acest meci și craiovencilor să se reabiliteze. După cum se desfășoară ostilitățile, Universitatea Alexandria are mari șanse încă de pe acum să-și adjudece fără discuție punctele puse în joc și să obțină prima victorie în cadrul acestei competiții, acolo unde în partida de debut a remizat Scor Alb contra solidei formații din Târgoviște, Clubul Sportiv Școlar. Patricia Jderu a fost acolo la capătul unei lansări trimise de aceeași Iulia Săvescu, care face de toate, centrează, face pressing și din când în când mai și marchează de două ori până în acest moment. Mingea acum pentru Real Craiova, o repunere de la margine, a fost o minge care a căutat-o pe jucătoarea cu numărul 20, Ana Maria Diana Ioniță, nicio șansă pentru capitanul celor de la Real Craiova de a juca balonul. Andreea Nică acum căutată de Diana Roșu, mingea din nou la portărița noastră, să vedem ce soluție va alege către aceeași Andreea Nică. Se întoarce foarte frumos cu un adversar, se eliberează acolo Andreea Nică, revine însă foarte bine in extremis Ana Maria Diana Ioniță și blochează torpila Andreea Nică. Rămânem în continuare în atac, Andreea Nică și ea într-o formă foarte bună, cu poftă ofensivă, avem corner, da, și iată pe Iulia Săvescu acum în postură de servant, va executa de la colț, o caută și o găsește foarte bine pe colțul scurt pe Andreea Nică. Nică din întoarcere reușește să expedieze balonul către poarta craiovencelor, de data asta nu a fost gol. Patricia Jderu recepționează acum o minge în plină figură și revine însă foarte bine din spate Iulia Săvescu, perpendicular pe poarta craiovencelor, puțin peste poarta apărată de Adriana Ionela Enache. Da, le-au luat tare alexandrencele pe jucătoarele din Craiova, n-au avut niciun moment de respiro fetele din Craiova. Universitatea Alexandria a intrat decisă în teren, a avut și o oră de pauză pentru a pune la punct acele aspecte ale jocului care nu au funcționat așa de bine în partida de debut. Vă spuneam, CSS Târgoviște, o echipă solidă, ambițioasă, arțăgoasă, bine așezată în teren, a reușit să facă 0-0 contra alexandrencelor.
O echipă care, iată, s-a mobilizat foarte bine și conduce deja cu 2-0 prin reușitele semnate de Iulia Săvescu. Aceeași Iulia Săvescu cu acțiunea acum în lateral, a căutat-o excelent acolo pe Patricia Jderu, care a venit foarte bine la capătul acestei centrări, dar au scăpat de data aceasta. Adriana Ionela Enache respiră câteva momente mai liber, execută Diana Ionita acum lung de la margine și vor avea în continuare posesie jucătoarele din Craiova. Aceeași Ana Maria Diana Ioniță va încerca o trimitere lung în careul de 6 metri al echipei noastre. Să o vedem acum pe Diana Roșu. Roșu reușește să rețină în doi timpi. A dat siguranță până acum Diana Roșu în poarta Universității din Alexandria. Patricia Jderu se luptă acolo cu aceeași Diana Ioniță, de departe cea mai sigură și energică jucătoare de la Real Craiova. Patricia Jderu se întoarce foarte bine, mingea ajunge la Iulia Săvescu, un 2 cu Patricia Jderu. Iulia Săvescu cu încercare de șut, Andreea Nica este și acolo și asigură superioritate pentru Universitatea Alexandria. Diana Ioniță cu o repunere de la margine, prieteni, stă bine, stă sus în pressing Patricia Jderu și iată recuperarea, a fost hands însă de data asta pentru Iulia Săvescu. Au intrat foarte montate în teren jucătoarele de la Universitatea Alexandria. Vă spuneam că așteptările sunt foarte mari de partea echipei gazdă, echipa care a luat pe cont propriu organizarea acestei faze competiționale, zona de sud, regiunea de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15. Lovitură de la colț pentru Real Craiova de data aceasta. Da, mingea care căuta pe Diana Ioniță, pierde însă întâlnirea cu balonul Diana Ioniță și mingea revine rapid la jucătoare de la Universitatea Alexandria, Andreea Nica, cu o incursiune acum în atac. Avem mingea, stau destul de sus în pressing de data aceasta jucătoarele din Craiova și reușesc să mai tempereze din elanul alexandrencelor. Andreea Nica foarte bine găsită, contrat acolo puternic de Diana Ioniță. Și va fi repunere pentru Real Craiova. Ionela Enache repune lung portărița de la Real Craiova. Da, și avem acolo o încercare timidă de atac a fetelor de la Real Craiova. Mingea s-a aflat pentru câteva clipe în preajma Genovevei. Teodora Roșie, bine talonată acolo, nu a reușit să reia jucătoarea de la Real Craiova. Au mai echilibrat ostilitățile fetele din Craiova. Stau destul de sus în terenul celor de la Universitatea Alexandria. Diana Ioniță cu repunere de la margine. Respinge acolo Iulia Săvescu, face de toate, vă spuneam, cel puțin în această primă repriză din al doilea meci al competiției. Iulia Săvescu foarte, foarte bine a intrat în joc, jucătoarea cu numărul 10, a marcat de două ori și a fost omniprezentă pe teren. Diana Ioniță acolo, încă o dată blocată de aceeași inepuizabilă Iulia Săvescu. Și avem lovitură de la colț, Diana Ioniță față în față cu Iulia Săvescu, îi suflă mingea jucătoarea noastră. Și am avut o încercare de plecare pe contraatac. Nu, mingea este pentru Real Craiova. Le-au luat foarte bine, sunt foarte bine prinse de elanul ofensiv jucătoarele de la Universitatea Craiova. Totul pe cartea atacului, au dat roada această tactică până în prezent. Diana Ioniță lung în careu, respinge Diana Roșu. Va fi corner pentru Real Craiova, se îndreaptă acolo Genoveva Teodora Roșie pentru a executa această lovitură de la colțul terenului. Nu mai au nimic de pierdut jucătoarele de la Real Craiova, au pierdut și primul meci pe care l-au disputat în această competiție, au fost învinse la limită cu un gol contestat de banca tehnică a celor din Craiova, dar au pierdut până la urmă cu 2-1 contra celor de la Viitorul Buzău, un meci echilibrat totuși, decis până la urmă de un gol contestabil. Andreea Nica acum cu o incursiune foarte bună în atac, așteaptă acolo Iulia Săvescu, primește mingea și încearcă un 2 cu Patricia Jderu. Nu s-au sincronizat foarte bine jucătoarele din Alexandria și
Avem doar repunere de la colțul terenului. Iulia Săvescu acolo a urcat în atac și Cristina Spătariu. Mingea pentru Andreea Nica, din nou la Iulia Săvescu, încearcă pe sus, a trecut de o jucătoare, dar a intervenit capitanul Diana Ioniță și a îndepărtat pericolul. Din ceea ce am putut vedea până în prezent, Real Craiova nu este o echipă care să ne dea emoții în privința deznodământului final al acestei partide. Nu au arătat foarte rău în meciul cu Viitorul Buzău. A fost un meci destul de echilibrat, dar fetele noastre le-au dat până acum o lecție de fotbal. Universitatea Alexandria conduce cu 2-0 prin reușitele Iuliei Săvescu. Să vedem acum pe Genoveva Teodora Roșie cu o repunere de la margine. Genoveva Roșie, scurt și pe jos, mingea ajunge în brațele Dianei Roșu, care se grăbește să o lanseze pe Patricia Ajderu. Vine acolo la sprijin și Iulia Săvescu, mingea urmărită de Patricia Ajderu. Nu mai ajunge jucătoarea cu numărul 4 de la Universitatea Alexandria și mingea va fi repusă de Adriana Ionela Enachea, goalkeeperul celor de la Real Craiova. Da, multă imprecizie și nesiguranță în jocul fetelor de la Real Craiova, nicio reușită notabilă până în prezent, nu au pus cu adevărat niciun moment în pericol poarta apărată de Diana Roșu. Mingea s-a aflat de cele mai multe ori în posesia alexandrencilor, care au controlat fără drept de apel ostilitățile în această primă parte a jocului. Avem posesie în continuare, va fi repunere de la margine, va executa Cristina Spătariu. Da, se dau lupte acolo pentru o poziție cât mai bună în careul de 6 metri al jucătoarelor de la Real Craiova. Lung, foarte bună inițiativa Cristinei Spătariu, o minge care o căuta pe lansare pe Patricia Ajderu și va fi corner pentru echipa Universitatea Alexandria. Se pare că o jucătoare de la Real Craiova a atins ultima balonul. Intervin încă o dată arbitrii. Meciul, chiar dacă este echilibrat, dezechilibrat în privința raportului de forțe de pe teren, are ritm, nu suferă la capitolul viteză. Da, să le vedem acum pe Craioveni ce... Genoveva Roșie s-a luptat acolo, a obținut până la urmă o repunere de la margine și urcă cu multe jucătoare în terenul alexandrencilor, fetele de la Real Craiova, dar totul se termină rapid, totul se termină aici, pentru că va fi din nou posesie pentru Universitatea Alexandria. De data aceasta hotărăsc să stea sus în pressing jucătoarele din Craiova și iată că cel puțin în primă instanță jucătoarele noastre au greșit execuția. Reluăm de la margine prin Iulia Săvescu. Patricia Ajderu foarte bine pentru Andreea Nica și ratează Andreea Nica. S-a jucat acolo cu ocaziile. Jucătoarea cu numărul 9 a fost în situație de 1-1 cu Ionela Enache, dar nu a reușit să o învingă pe portărița din Craiova. Ar fi fost 3-0 și practic multe nu s-ar mai fi putut întâmpla în privința deznodământului final. Au avut ocazii clare și în primul meci contra celor de la CSS Târgoviște, fetele din Alexandria, dar nu au reușit să concretizeze pe tabela de marcaj, astfel că până la urmă, în primul meci de deschidere, jucătoarele din Alexandria au remizat scor alb 0-0. Patricia Ajderu acum talonată îndeaproape de Diana Ioniță, dar mingea ajunge la aceeași inepuizabilă Iulia Săvescu, care expediază încă un șut către poarta craiovencelor. De data aceasta nu și-a reglat prea bine tirul și au scăpat cu fața curată în continuare. Doar 2-0 pentru Universitatea Alexandria contra fetelor de la Real Craiova, care se află acum în atac prin Genoveva Teodora Roșie, care va repune de la margine. Să vedem în careul Diane Roșu. A fost acolo o încercare de schemă, dar nicio emoție pentru portărița noastră. Minge acum la Oana Otilia Manolescu, care este talonată îndeaproape de una dintre jucătoarele noastre. Nu a renunțat acolo la luptă, nu i-a dat nicio șansă Andreea Nica, jucătoarei din Craiova, astfel că e vorba decât de o repunere de la margine. Aceeași Genoveva Roșie
respinge Andreea Nica, mingea la Patricia Jderu, foarte frumos pentru Iulia Săvescu, care are forță de pătrundere, un adevărat atacant. 3-0, Iulia Săvescu, Real Craiova, 3-0, cam așa am putea rezuma ceea ce s-a întâmplat în această primă repriză aici la Sala Sporturilor din Alexandria. Iulia Săvescu practic a tranșat partida de una singură. Este 3-0 acum, cu puține minute, cu puține momente înainte de fluierul de final al primei reprize dintre Universitatea Alexandria și Real Craiova. 3-0 pentru fetele noastre, 3-0 pentru Iulia Săvescu. Stau foarte bine în teren în acest meci jucătoarele de la Universitatea Alexandria, mult, mult mai determinate, mult mai ambițioase, mult mai bine montate pentru a tranșa decisiv în favoarea lor această partidă. Au nevoie de puncte pentru că planurile lor sunt de calificare și nu oricum, ci de pe primul loc, fiind și echipă care organizează această competiție, multe jucătoare, mai exact toate jucătoarele cu excepția Andrei Paraschiv evoluează și în Liga 1 la fotbal feminin. Multe din ele sunt și campioane naționale la fotbal feminin din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Sunt eleve la școala din localitatea Crângu, acolo unde îl au profesor pe președintele clubului Universitatea Alexandria, Adrian Cioacă, cel care a reușit să le facă campioane naționale. Din nou în atac a intrat în teren și Andreea Paraschiv, vă spuneam, jucătoarea care nu evoluează în Liga 1 pentru că este prea tânără pentru acest lucru, nu are 14 ani împliniți, este născută în 1999, Andreea Paraschiv, și nu are drept de joc în Liga 1 la fotbal feminin. Să le vedem acum și pe craiovence. A început să greșească până și Diana Ioniță, singura jucătoare care a avut un joc bun și foarte bun până acum. Recuperează însă Diana Ioniță și încearcă să ia o acțiune pe cont propriu. Poate așa vor reuși mai mult fetele din Craiova. Doar repunere de la margine, așteaptă acolo în careul Diane Roșu, Genoveva Roșie, să vedem pentru cine va trimite Diana Ioniță. Se mai află și jucătoarea cu numărul 7, Oana Otilia Manolescu, da, a fost direct pe poartă, dar reține Diana Roșu, un goalkeeper de valoare care dă siguranță echipei sale. Fluier final al primei reprize, vă spuneam, Universitatea Alexandria conduce detașat 3-0 contra celor de la Real Craiova. Rămânem, dragi prieteni, în direct cu imagini de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria, pe durata pauzei, după care ne vom și reauzi cu comentariul părții secunde a jocului dintre Universitatea Alexandria și Real Craiova. Rămâneți cu Media Sud! Da, am revenit și cu comentariul aici în direct din Sala Sporturilor din Alexandria pentru partea a doua a meciului dintre Universitatea Alexandria și Real Craiova. Scor la pauză, după cum bine știți, dragi prieteni, 3-0 pentru formația noastră. Am scris un hat-trick Iulia Săvescu, jucătoarea de departe cea mai bună de pe teren în prima repriză. S-au schimbat și porțile, acum avem Real Craiova încercând să atace, să vedem cât va și reuși de la stânga la dreapta, și Universitatea Alexandria va ataca cu siguranță, asta putem să spunem cu certitudine, de la dreapta la stânga. O centrare în careul Universității din Alexandria, nu mai ajunge acolo însă mingea Diana Ioniță și va fi repunerea mingii în joc. Diana Roșu, portărița noastră, scurt și rapid, reluăm atacurile, numărul 7, Gabriela Genescu până la Andreea Nica. Da, tehnică bună pentru Andreea Nica, a fost acolo bine talonată și a scăpat mingea în afara suprafeței de joc. Minge lungă în careul Dianei Roșu, nicio emoție pentru golkeepera noastră. Da, parcă tot alexandrencele se grăbesc mai mult și au mai mult inițiativa. Da, a fost un fault cinic acolo al jucătoarei noastre. Diana Ioniță îi luase fața uneia dintre jucătoarele noastre care a faultat din spate. A văzut și cartonașul
galben din partea arbitrului. Zi din două jucătoare acolo execută aceeași Diana Ioniță, jucătoarea cea mai în formă de la Real Craiova. Foarte bun această execuție, a depășit jidul și a lovit plasa laterală a porții apărate de Diana Roșu. A scăpat și de data aceasta Diana Roșu. Un goalkeeper fără noroc, degeaba are calități. Da, fază de atac acum foarte bine găsită, jucătoarea cu numărul 3, Ionela Streche, a fost o lansare excelentă acolo, o lansare care a depășit întreaga apărare a celor de la Real Craiova și avem 4-0. Dragi prieteni, 3 goluri semnate, Iulia Săvescu, 1-ul Ionela Streche și practic cărțile au fost, zarurile au fost aruncate după cum s-au desfășurat ostilitățile până în acest moment. Nimic nou pe frontul de est, am putea spune, nimic nou nu se mai poate întâmpla. Avem practic toate șansele să contabilizăm prima victorie în dreptul Universității din Alexandria. Fetele noastre conduc detașat după un joc excelent cu 4-0. Nu le-au lăsat niciun moment pe jucătoarele din Craiova nici măcar să spere la un rezultat pozitiv. A intrat foarte bine în joc și Ionela Streche. Are și ea ceva de dovedit, Ionela Streche, jucătoarea cu numărul 3, nu s-a mișcat rău nici în prima partidă. Iulia Săvescu, practic, joacă pentru a se întrece pe sine însuși. A fost până acum de departe cea mai bună jucătoare a acestei partide. A reușit să înscrie și de 3 ori, a mai avut și alte acțiuni periculoase la poarta echipei din Craiova. Diana Roșu are ținut acum și o lansează pe Andreea Nica, care o caută cu o minge. Foarte, foarte bună ideea, Ionela Streche însă nu a mai putut ajunge la această pasă prea puternic trimisă totuși de Andreea Nica. Au viziune pe teren atunci când totul, atunci când jocul merge, când scorul este unul liniștitor, jocul practic nu mai are niciun mister. Da, minge tot pentru Universitatea Alexandria, sunt practic prăbușite jucătoarele de la Real Craiova, au pierdut și prima partidă. Au intrat destul de neconcentrate în teren. Este și o diferență mare, totuși, de valoare între Universitatea Alexandria și Real Craiova. În primul rând acest lucru, dar și faptul că Real Craiova a pierdut prima partidă contra fetelor de la Viitorul Buzău. Au făcut ca lucrurile să fie rapid tranșate de Universitatea Alexandria. O echipă, totuși, mult, mult, mult superioară din punct de vedere al calității jocului, al calității individuale a jucătoarelor. Vă spuneam, majoritatea dintre ele, cu excepția Andrei Paraschiv, evoluează în Liga 1. Da, lovitură liberă acolo pentru Real Craiova. A fost un zid făcut de Ionela Streche în zidul de două făcut contra torpile expediate de Oana Otilia Manolescu, aceea jucătoare, șeptarul care mai încearcă o dată, poate așa cu șuturi de la distanță, poate, poate cu noroc Diana Roșu va fi învinsă. Prea lungă această lansare a portăriței noastre, Iulia Săvescu nu a mai reușit să ajungă la balon. Diana Ioniță ținută acolo foarte clar din spate de Gabriela Genescu. Foarte cinică această manevră a Gabrielei Genescu, nu i-a dat nicio șansă, chiar dacă scorul este 4-0, nu sunt deloc generoase jucătoarele noastre, își doresc cu orice preț să câștige detașat această partidă. Dar încă un șut al Oanei Otilia Manolescu, jucătoarea cu numărul 7 de la Real Craiova. Dacă jocul de ansamblu nu merge, atunci numai prin acțiuni și inițiative individuale mai poți sparge gheața. E practic singura soluție, singura speranță a jucătoarelor din Craiova de a mai spăla din această deja rușinoasă situație înregistrată pe tabela de marcaj din sala sporturilor din Alexandria. Universitatea Alexandria conduce cu 4-0 și nu dă semne că ar opri motoarele. Sunt în continuare dornice să mai înscrie jucătoarele noastre. Au făcut-o deja în această repriză odată prin Ionela Streche. Iulia Săvescu acum va executa, ea sau Andreea Nica, o lovitură liberă. Nu, Iulia Săvescu încearcă poarta direct și
Cât paci să mai vedem încă un gol pentru Universitatea Alexandria. Mingea a fost însă deviată de una dintre jucătoarele de la Real Craiova și avem lovitură de colț. Intervine bine acolo Oana Otilia Manolescu și acordă o nouă lovitură de colț. Iulia Săvescu se pregătește să mai execute o dată această fază fixă, scurt până la Andreea Nica, dublează încă o dată Iulia Săvescu, șut puternic, respinge acolo cu capul Oana Otilia Manolescu și se resimte jucătoarea cu numărul 7 de la Real Craiova. Are și ea spirit de sacrificiu, ce-i drept, ca și Diana Ioniță, jucătoarea cu numărul 20. Au arătat calități cele două jucătoare de la echipa din Craiova, dar este prea puțin pentru a avea vreo speranță reală de la această partidă. Da, Ionela Streche, am lăsat faza să curgă. A combinat foarte bine cu Iulia Săvescu acolo și iată și pe Ionela Streiche, încearcă să o ajungă din urmă pe Iulia Săvescu, are și ea două goluri marcate și scorul ia proporții, dragi prieteni, 5-0 pentru Universitatea Alexandria, care, vă spuneam, nu dă semne că va mai opri din turația motoarelor și să o vedem pe Diana Ioniță. Da, încearcă poarta de la mijlocul terenului, practic o adevărată tortură prezența pe teren până la finalul partidei pentru jucătoarele de la Real Craiova, au fost demolate de fetele de la Universitatea Alexandria, 5-0 și cred că vom mai asista la goluri pe parcursul acestei partide. Ionela Streiche luptă acolo, este dublată de Iulia Săvescu și va fi lovitură, va fi repunere de la margine pentru Real Craiova. Oana Otilia Manolescu va încerca o trimitere în adâncime, a căutat-o pe Diana Ioniță. Da, practic decât ele două există pe teren pentru formația din Craiova. Iulia Săvescu acum, foarte bună acțiunea decarului de la Universitatea Alexandria. O minge la care nu mai ajunge Ionela Streiche și va fi repunere pentru Real Craiova. Diana Ioniță acum a primit de la margine, se întoarce foarte bine în fața Ionelei Streiche și să vedem acum într-o incursiune foarte, foarte puternică și valoroasă această jucătoare. Diana Ioniță, epuizată după această incursiune individuală, a trimis doar în brațele Diana Roșu. Iulia Săvescu acum, da, ea nu greșește, ea nu iartă, este 6-0 și 4 goluri marcate de Iulia Săvescu. S-ar putea să pierdem ritmul contabilizării pentru că scorul devine 1 fluviu, 6-0. Se îmbrățișează pe teren jucătoarele de la Universitatea Alexandria, au regăsit zâmbetul, nu erau tocmai optimiste, nu aveau prea multe motive de a zâmbi după primul meci contra celor de la CSS Târgoviște, atunci când au remizat scoralb 0-0 contra solidei formației din Târgoviște. Fetele noastre erau concentrate la finalul partidei, nu aveau motive de îmbrățișat și de zâmbit. Acum lucrurile s-au schimbat, victoria este asigurată, iar fetele joacă liniștite și cu zâmbetul pe buze. Oana Otilia Manolescu încearcă încă o dată poarta Dianei Roșu, nicio speranță pentru Real Craiova, o echipă care va trebui până la urmă, așa spune regulamentul, să rămână pe teren până la finalul acestei partide. Iulia Săvescu face de toate, trece printre două jucătoare, preia frumos mingea, pierde până la urmă, să o vedem pe Genoveva Roșie, Diana Ioniță. Da, a încercat o depășire acolo în fața Andrei Paraschiv, a stat foarte bine pe picioare Andrei Paraschiv și a recuperat Genoveva Roșie, Diana Ioniță. Oana Otilia Manolescu, Diana Ioniță prea în spate primește această minge și nu mai ajunge. Repunere de la margine pentru Universitatea Alexandria. Ionela Streiche foarte bine găsită de la margine. Cristina Vladu, a expediat acolo șutul spre poartă și avem lovitură de la colțul terenului, Patricia Jderu. Da, pe colțul scurt acolo a încercat să o surprindă pe portărița Adriana Ionela Enache, stătea la pândă pentru o eventuală reroare și pentru un eventual hat-trick personal Ionela Streiche. Da, tot ea a fost căutată și cu această minge. O minge expediată de Andreea Paraschiv. Tot ea rămâne la execuție pentru lovitura de la colțul terenului. Se caută în continuare aceea soluție pe colțul scurt, dar aglomerează destul de bine acolo jucătoarele de la Real Craiova. Se grăbește Ionela Ienache, încearcă o trimitere pentru Diana Ioniță, greșește acolo preluarea și Genoveva Teodora Roșie și avem din nou posesie. Da, s-a grăbit jucătoarea noastră și a executat incorrect. Cristina Vladu s-a grăbit să repună de la margine. Din nou mingea la fetele noastre, aceeași Cristina Vladu.
Repunere de la margine pentru Patricia Jderu. Diana Ioniță se luptă acolo de parcă scorul ar fi 0-0. Genoveva Roșie. Da, dublează foarte bine jucătoarele noastre și nicio șansă pentru Craiovence de a construi ceva. Vă spuneam, singura lor speranță de a mai șterge din această, de a mai reduce din această diferență de 6-0 ar fi șuturile de la distanță sau incursiunile personale ale jucătoarelor. Diana Ioniță a arătat că are capacitatea de a lua acțiuni pe cont propriu și de a înscrie. Diana Ioniță acum trece de Cristina Spatariu și avem acolo să vedem ce se arată. Da, sunt discuții acolo între arbitru și jucătoarele noastre. Pare că avem lovitură de penalizare de la 7 metri. Da, și cine se execută dacă nu Oana Otilia Manolescu, jucătoare cu un șut puternic. Să o vedem pe Otilia Manolescu. Da, nici din lovitură de penalizare nu reușește să o învingă pe Diana Roșu. Foarte multă încredere și prezență de spirit pentru Diana Roșu. A închis excelent poarta până acum în cele două partide. Ionela Streche acolo a greșit pasa, recuperează Genoveva Roșie, revine însă Ionela Streche și faultează. Genoveva, Teodora Roșie, jucătoarea cu numărul 8, lasă locul însă Otiliei Manolescu, care tocmai ce a clacat în fața Dianei Roșu. Da, foarte puternic șut, foarte puternice șuturile Otiliei Manolescu. Da, a fost o pasă a Cristinei Vladu acolo, care o căuta pe Nela Streche, mingea la Patricia Jderu. Să o vedem și pe Patricia Jderu. Revin însă jucătoarele de la Real Craiova. Ana Maria Diana Ioniță, numele jucătoarei cu numărul 20. Este o jucătoare demnă de a fi urmărită în continuare, are calități, dar este cam singură în formația de la Real Craiova, poate Otilia Manolescu. Da, s-o vedem acum pe Otilia Manolescu. Și au greșit repunerea de la margine jucătoarele din Craiova, nu le ies nimic, e clar, sunt prăbușite mental. Nu și Diana Ioniță, care îi suflă mingea Cristinei Spatariu și o forțează pe aceasta să faulteze, fiind sancționată cu cartonaș și galben. Vă spuneam că Diana Ioniță practic are jocul ei, are meciul ei, parcă scorul ar fi 0-0. Să vedem acum din lovitură liberă, are un zid în față. Zid în trei jucătoare încearcă ceva, dar s-a grăbit, oricum executase greșit, se pare că zidul nu a stat la distanța regulamentară. Diana Ioniță mai are acum o șansă, ar merita un gol Diana Ioniță, pentru cât s-a zbătut și a crezut, da. Dar cealaltă Diana Roșu din poarta Universității Alexandria nu este de acord, nu are de gând să facă cadouri adversarilor. Scorul, poate ați uitat, este 6-0 pentru Universitatea Alexandria. 4 goluri semnate de Iulia Săvescu, 2 de Ionela Streche. Da, bară acum. Patricia Jderu, o reluare spre poartă. S-a grăbit Patricia și scorul doar 6-0. Ionela Streche, foarte bine la recuperare în fața Diana Ioniță, se ciocnesc acolo între ele jucătoarele de la Real Craiova. Ionela Streche, meciul a continuat, dar se resimte Oana Otilia Manolescu. Da, nu le ies nimic, nu se simt pe teren jucătoarele de la Real Craiova. O spuneam, ar fi două jucătoare cu certe calități acolo, Diana Ioniță în primul rând, dar și Oana Otilia Manolescu, care se resimte acum după un contact cu una dintre coechipiere, va lăsa locul altei jucătoare. Da, se îndreaptă spre banca de rezerve, Oana Otilia Manolescu. Teodora Genoveva Roșie a greșit acolo preluarea. Respinge Coralia Pan, a intrat și în teren jucătoarea cu numărul 18, micuța Coralia Pan, nu s-a văzut prea mult, jucătoarea cu numărul 18, dar stă bine acolo pe fundul terenului, atât cât poți să stai bine la 6-0.
Da, mingea o depășește pe o jucătoare de la Real Craiova, Patricia Jderu, controlează până la urmă acest balon și a încercat să găsească o coechipieră, dar avem doar repunere de la margine. Patricia Jderu, Cristina Vladu. Da. Nu a fost gol, am avut iluzie optică. Mingea se plimba undeva prin spatele porții apărate de Adriana Ionela Enache. Da, nemulțumită portărița de la Craiova de prestația coechipierilor sale de jucătoare de câmp, am putea să le spunem. Diana Ionita acum, o repunere de la margine. Da, o centrare sau șut? Încercare de șut, evident. Nu mai avea rost să mai rosească încă o oportunitate de a încerca să-i dea emoții Dianei Roșu. La capătul centrărilor aproape nimeni. Diana Roșu încearcă să și dribleze, aproape că s-a încurcat acolo. Ionela Streche încearcă o trecere cu călcâiul, reușește să se întoarcă Ionela Streche pe marginea terenului. A fost faultată cinic din spate Ionela Streche, nemulțumită de decizia destul de blândă a arbitrului. Ionica Ionuț pe partea aceasta este arbitrul care asigură desfășurarea regulamentară a jocului. O vedem acum pe Patricia Jderu de la margine cu o încercare directă spre poartă și va fi repunere pentru Real Craiova. 6-0 încă o dată, dragi prieteni, victorie care nu mai poate fi scăpată de formația noastră, Universitatea Alexandria, după ce a remizat în prima partidă, partida de deschidere din cadrul campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15. Formația noastră câștigă categoric, indiferent ce se va mai întâmpla până la finalul partidei, acest meci contra celor de la Real Craiova. 6-0 acum. Da, mai încearcă timid, poate să scape de balon, de responsabilitate jucătoarele de la Real Craiova. Da, Patricia Jderu aleargă după orice minge acolo. Ionela Streiche foarte bine la recuperare, se încurcă între ele jucătoarele de la Real Craiova, o încercare de respingere pe spate. Și avem din nou posesie prin Ionela Streiche care pierde însă balonul și va fi repunere de la margine pentru craiovence. Coralia Pan se descurcă foarte bine acolo în fața Gabrielei Genescu, Diana Ioniță față în față cu Andreea Nica, din câte văd eu. Andreea Nica a fost acolo, a blocat-o pe Diana Ioniță. Aceeași Diana Ioniță de la margine. A intrat și Iulia Săvescu, a avut câteva momente de odihnă. Am scris doar 4 goluri, dacă putem să ne exprimăm așa. Și aleargă după al cincilea. Priviți-o pe Iulia Săvescu cu câtă determinare aleargă. A mai încercat pe finalul acestei partide să înscrie și cel de-al cincilea gol personal. Este îmbrățișată de Diana Roșu. Dragi prieteni, Universitatea Alexandria 6, Real Craiova 0. 4 goluri Iulia Săvescu, 2 Ionela Streiche. Felicitări fetelor noastre, se îmbrățișează pe teren. Le-a apărut zâmbetul pe față. Rămâneți în continuare cu Mediasun, ne revedem la următorul joc al formației Universitatea Alexandria. Până atunci însă, toate cele bune!